Coronavirusul a mai făcut o victimă la Botoșani. Este vorba despre Botoșaneanca de 56 de ani pentru care familia căuta cu disperare donatori de plasmă, care s-au vindecat recent de coronavirus. Femeia era în stare critică, intubată și ventilată pe secția de terapie intensivă a Spitalului Județean. Din păcate, starea sa s-a agravat și mai mult iar medicii au decis să o transfere la Spitalul de Infecțioase din Iași. În ciuda eforturilor medicilor ieșeni, Botoșeneanca s-a stins din viață. Decesul a fost raportat de grupul de comunicare strategică, care a mai informat că în ultimele 24 de ore, 36 de români și-au pierdut viața după ce au fost diagnosticați cu noul coronavirus. Astăzi a fost înregistrat încă un record al numărului de cazuri noi de COVID-19. 994 de români au fost testați pozitiv la virusul SARS-CoV-2, numărul total al îmbolnăvirilor ajungând la 39.133 de cazuri. Până astăzi, 2.074 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În stare gravă sunt alți 297 de români internați pe secțiile de terapie intensivă ale spitalelor din țară.